Declarații entuziaste din partea învingătorilor și mai ponderate din partea învinșilor după partida Astra Steaua de la Giurgiu, partidă prin care giurgiuvenii au reușit să intre în Europa League, chiar dacă oficial nu au câștigat încă campionatul. Astăzi am făcut istorie. Le mulțumesc jucătorilor mei, sunt mândru de ei și astăzi cred că a răsărit în fotbalul românesc o nouă echipă, o echipă care merită mult mai mult respect din partea tuturor. Mulțumesc televiziunilor, mulțumesc tuturor celor care ne ajută din punct de vedere financiar și în primul rând televiziunile, fiindcă altfel n-am fi rezistat să ajungem acum unde suntem. Încă n-am realizat nimic, mai sunt 3 meciuri în care trebuie să facem 4 puncte, sper să le facem, jocul ne dă dreptul de a spera și, în schimb, astă seară, matematic, am ajuns în Champions League. Patronul este supărat, așa cum suntem și noi, și cred că are motive. În momentul când îți joci șansa să câștigi titlul și vezi un asemenea joc, este normal să ai anumite nemulțumiri. Vom vedea ce se va întâmpla, dar haide să așteptăm o zi, două. Este adevărat că v-a cerut să nu jucați cu Varela? Nu, nu este adevărat absolut nimic. Nu. Eu cred că este posibil, numai că mai avem meciuri de jucat, trebuie să terminăm pe locul 2, trebuie să ne gândim ce avem de făcut de la anul, trebuie să facem o analiză a acestui meci pentru că nu a fost ok ceea ce s-a întâmplat în seara aceasta și cred eu că anumiti jucători trebuie să se gândească și trebuie să coboare cu picioarele pe pământ. Eu sunt convins că Șumi îi va motiva pe jucătorii așa cum am făcut-o de fiecare dată și vom ieși campion. Dar pe Șumi cum îl vezi motiva? Că de fapt se gândește la ce se întâmplă cu el din vară. Credeți că în momentele astea se gândește cineva ce facem din vară? Nu! Ne gândim ce facem în seara asta, ne gândim că... E un lucru extraordinar, suntem într-un oraș în care sunt oameni care ne iubesc. Chiar dacă am luat-o... un avans considerabil, dar încă nu s-a terminat. Ce înseamnă victoria asta? Practic, ce mult mai aproape de titlu. Da, ce mult mai aproape, dar nu trebuie să ne culcăm pe ureche și să jucăm la fel în continuare, cum am făcut în această seară. Ce a făcut diferența între voi și Steaua în această seară? Probabil dorința de afirmare. Domnul Iordănescu a spus că i-a plăcut ce a văzut la tine, dorință, ai alergat foarte mult. Vei da totul pentru a ajunge la Euro în continuare? Da, normal, voi da totul și sper să fiu acolo. Ai că dacă vei juca la fel în continuare, sigur vei fi la Euro. Să sperăm. Cred matematic cât mai sunt șanse, ne vom juca șansa până la final. Mai sunt 9 puncte în joc. Vom încerca să le câștigăm pe toate. Sperăm ca ei să se încurce și atunci vom vedea. Dumneavoastră această înfrângere? Îți dai seama, era important pentru noi ca să fim la egalitate de puncte cu ei și atunci eram la mâna noastră. Așa nu cred că ei au luat opțiune importantă pentru câștigarea tipului. Dar de ce această diferență? Totuși până acum voi ați învins cu un scor destul de mare acum. Da, e că au dat 2 goluri din penalti. Nu cred că pe fotbal, să zicem, că ne-au dominat foarte clar sau... Au fost o echipă pragmatică, au jucat cu minge lungă, alibec într-o formă foarte bună și asta aici s-a decis jocul. Declarațiile de după partida Astra Steaua în întregime, imediat după știri, în ediție specială.